Un tânăr din Slatina, băut și drogat, a provocat o tragedie în seara de Crăciun. A intrat cu autoturismul într-o ambulanță ce transporta mai mulți pacienți pentru dializă la Slatina, printre aceștia fiind și primarul din Grădinari, Mihai Ioana. Polițiștii au constatat faptul că în eveniment au fost implicate două autovehicule, respectiv un autoturism condus de un tânăr de 32 de ani din municipiul Slatina, județul Olt, și un autoturism condus de un bărbat de 52 de ani din comuna Strejei, județul Olt. În urma evenimentului rutier, 6 persoane au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportate la Spitalul Județean de Urgență Slatina. În urma impactului, edilul din Grădinari, pasager pe scaunul din dreapta al șoferului, a decedat. Pacientul care era în procedură de dializă renală și se îndrepta pentru a efectua ședința a fost găsit în stop cardiorespirator, a fost resuscitat, însă din păcate la spital a decedat. Cei doi șoferi au fost testați pentru consum de alcool și droguri. Potrivit anchetatorilor, tânărul care a provocat tragedia era și băut și drogat. Ambii conducători auto implicați în eveniment au fost testați cu aparatul etilotest, indicând o valoare negativă pentru bărbatul în vârstă de 52 de ani, respectiv o valoare de 0,72 mg per litru alcool pur în aerul expirat pentru tânărul în vârstă de 32 de ani. De asemenea, tânărul a fost testat cu aparatul din dotare, iar în urma testării au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive. Șoferul vinovat s-a ales cu dosar penal și este cercetat pentru vătămare corporală din culpă, ucidere din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. El este anchetat în stare de libertate.